Voi ați văzut ce s-a golănit domnul Cătălin Predoiu? A? Înainte era un băiețel săsăit care stătea în guvernul ăla din umbră și moță ea, mai adormea, se mai trezea, mai apărea pe la televizor de se plictiseau și pietrele. Dar gata, mă, gata! Acum ce că s-a înrăit, joacă tare, o face pe masculul feroce, își cere drepturile. Ia, domnul Predoiu, haideți să vă vedem! În loc să răspundă are... astăzi că a primit două palme de țiuie urechile și azi, una de la guvernatorul BNR și una de la reprezentantul femeii, că nu face reforme structurale, care are pierderi în economie. Din păcate pentru România, din păcate pentru noi, premierul nostru este cocoș doar acasă, afară e o găină pluată. Așa, tată, mușcă din el, rănță ei bere mama lui. Nu fi fraier, așteaptă-l cu Vasile, cu Șică Orban și cu ceilalți băieți seara când iese de la guvern. Acum că nu se prea mai dau contracte pe nașpa, nu o să sară nimeni pentru el, îți spun. Altfel ce să zic, atâta pozmă mă, predoiule, pe bune, găină plouată Vezi modrogan, băiatule, dacă n-au rămas niște caiete cu jurături de la domnul Băsescu Te faci de râs, cu o de-astea de gagică